Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM Suntem din nou la rubrica Expertul Misiunea Verde și astăzi din nou doamna dr. Beatrice Maller, directorul Institutului Marius Nasta din București și medic pneumolog. Bun găsit din nou! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Astăzi aș vrea ca expertul să ne spună dacă poluarea aerului poate favoriza uh, infecțiile respiratorii. Cu siguranță da, și nu doar infecțiile, ci și internările. Dacă vorbesc de infecții respiratorii, se observă că în momentul în care crește nivelul de poluanți, adică toamna, iarna, până spre primăvară, avem și principalele valuri uh, epidemice, adică avem infecții cu virus gripal, avem infecții cu SARS-CoV-2, avem infecții cu virus incitia respirator. Mai mult decât atât, un studiu pe care l-am efectuat în România evidențiază o legătură directă, dovedită științific, între nivelul de poluanți crescut și riscul de a face tuberculoză în anumite zone din România, pe lângă condițiile sociale care le știm și uh, rolul bacilului Koch. Un alt studiu pe care l-am făcut, tot în uh, Institutul Marius Nasta, care se referă uh, la municipiul București de data asta, sigur în colaborare cu Facultatea de Geografie și cu Institutul de Sănătate Publică, a, a scos în evidență legătura pe care are nivelul crescut de poluanți și nu, cu numărul de internări uh, pe care îl are de suportat sistemul de sănătate din Municipiul București, pentru că o creștere cu doar 10 micrograme a concentrației de particule de materie într-o lună, fie că vorbim de 2,5, fie că vorbim de 10, duce la creșterea numărului de internări cu câteva sute pentru afecțiuni respiratorii cu peste 1000-1200 de pacienți cu boli cardiovasculare care necesită internare suplimentară, decât dacă nu, a, nu ar fi un aer poluat, și riscul de a dezvolta accidente vasculare cerebrale, aici numărul este mai mic, 10 persoane, dar știm că impactul acestor accidente este extrem de mare. Deci este dovedit științific prin studii că, pe măsură ce crește poluarea aerului, numărul îmbolnăvirilor pe parte de uh, infecții respiratorii crește. crește numărul internărilor, ceea ce înseamnă că afectarea este extrem de severă pentru că un pacient se internează doar dacă are o afecțiune severă care s-a decompensat și nu mai, fi, nu mai poate fi tratată prin intervenția medicului de familie sau prin tratament administrat în ambulator. Deci ar trebui ca autoritățile clar să, să investească mult mai mult în protecția mediului și în calitatea aerului pe care oamenii îl respiră, astfel încât să nu mai plătim noi din banii noștri să fim și bolnavi, să dăm și bani la stat, nu? Cum ar veni? Eu aș pune lucrurile invers. Cred că ar fi mult mai eficient pentru toată lumea ca banii care se duc în în spitalizări și în medicamente să fie convertiți și trimiși către, către un aer curat, către măsuri care să ne asigure un aer curat, astfel încât să fim și sănătoși și să avem durata de viață mai lungă. Asta lunga. ar fi foarte bine. Din păcate, ar trebui deocamdată să aloce bani pentru mediu, pentru că, în paralel, oamenii sunt deja afectați. Aș vrea să vă mai întreb un lucru, mă rog, să găsească oricum o soluție, că este clar atâta vreme cât s-a putut face această legătură între mediu sau poluarea aerului și bolile care vin. Către noi, din această cauză, e clar că trebuie, trebuie o atenție mult mai mare în acest domeniu. Aș vrea de asemenea să vă întreb dacă există o legătură și între bolile cardiovasculare și uh, numărul sau uh, cantitatea de noxe, de acei PM10, 5 și așa mai departe, pe care îi regăsim în aer și de care auzim tot timpul că nivelurile sunt depășite. Da, există și una extrem de importantă, pentru că noi în studiu ne-am așteptat ca impactul să fie foarte mare pe bolile respiratorii. Um, dar cel puțin în București, uh, pentru că particulele de materie pot să fie mai mici de 2,5, um, s-a observat o, un impact mult mai mare a creșterii acestor particule pentru pacienții care necesită internare din cauza afecțiunilor cardiovasculare decât respiratorii, ceea ce pe noi ne-a surprins și ne-a îngrijorat. Um, știm că bolile cardiovasculare ocupă unul din primele locuri atunci când vorbim de mortalitate și de... Nevoie de asistență, dar um, cred că una dintre soluții uh, constă într-o politică de mediu coerentă. Vă mulțumesc tare mult și să le spunem ascultătorilor, iată încă o dată cât este de important odată să nu mai ardem deșeurile, să nu mai stăm cu mașinile pornite în stradă uh, sau în fața școlilor și poate mai important cât de import, cât, ma, și poate chiar mai important să le cerem autorităților să facă lucruri pentru sănătatea noastră, pentru că Uh, e, este aproape îngrijorător ce, ce auzim. Și eu mi-aș dori ca fiecare din noi să aibă grijă de o plantă. O, oh, da, să plantăm în jurul nostru, oriunde, uh, și să ajutăm or organizațiile non-guvernamentale care fac foarte multe lucruri pentru mediu. Cu Mona Nicolici, la Europa FM.